Bună seara la toată lumea. Cred că vă dați seama că totuși sunt destul de emoționat văzând lumea care este în sală și mai ales pentru faptul că nu mi-aș fi imaginat niciodată că filmul va putea fi vizionat și în România. Pentru că, după cum v-ați dat seama, bineînțeles, de ce vorbesc, multe lucruri încerc să le explic pentru oamenii care locuiesc în Belgia, deci pentru compatrioții mei actuali, ca să zic așa. Deci, bineînțeles că cu atât mai mult sunt mișcat că în seara asta există, este atâta lume care a venit pentru a vedea povestea familiei mele și o poveste care, bineînțeles, datorită handicapului, are un pic de ceva mai special, dar în rest este povestea multor oameni care, în căutarea unei vieți mai ușoare, totuși își părăsesc locurile natale și încearcă să se stabilească prin alte părți. I have my own question and we are waiting for other questions from the audience. My question is, how did you come to meet your protagonist, to meet Mr. Ion Beleaua, and how did you come to make this wonderful documentary? Thank you. as a film director, I had to work also for earning money for food, because it's not always easy in Belgium to make a fiction cinema. So I was working at the national television, which is the RTBF, making the TV news as a director. And I was just curious for a long time about the Ligue Braille, the Braille Liga, which is not so far away from my home in Brussels. And so I was on the internet just seeing what was happening and the activities and so on. And I heard, when I was working at the television, I heard that six people, blind people and visually impaired people like Ion, were recruited by the police, and they made a contest for winning that job. But it was 2.5 years before I read that on the internet, so I was, oh, what a pity, I'm coming too late, because it would be very interesting for following the recruitment and the police. And afterwards I just said, okay, never mind, I just want maybe I can be interested for meeting the people and maybe to make a documentary on the six people recruited by the police. So after months and months, I had the chance to meet two of them. Jan was the first one. It was in Liège, 100 kilometers far away from Brussels. And we met in the small cafeteria you see in the movie. And I was just curious. I just said, okay, well, what is your job, your everyday job, and technically how it works with the criminals you are listening to. And we were surrounded by a lot of police people around us, on the table, very quiet, but just curious on the type of questions I had. And I understood that it was sensitive. I mean, just talking about the police techniques, they didn't like it much, because for them I was like a journalist. But I presented myself before seeing Jan, I presented myself as a director, far away from journalism. And so I understood that maybe talking about techniques and so on wasn't a good thing. And afterwards I just said to Jan, okay, now let's forget those questions of techniques and criminals. What about you? Jan, it seems to be coming from Romania, isn't it? And he said, yes, how do you know this? I said, yeah, please tell me your story. Okay, I'm a Romanian, man. I said, okay, do you live in Belgium for a long time? Yes and no. Were you born in Belgium? No, I wasn't born in Belgium. And I was like, okay, please tell me your story. And afterwards, all the police people around us and myself, we were totally astonished by what we heard. And on that precise moment, I knew that I wouldn't go for a six people documentary
but only on the portrait, because I was so, it was really sensitive for me listening to that story. And emotionally, when you feel something strong on the very first meeting, you cannot give up. Mm-hmm. And so that's why I decided to focus directly on him. And afterwards, I met Maria and his children as well. And definitively, I said, OK, now I go. And I met the Dardenne brothers. I don't know if you know them, the Belgian filmmakers. And because they are producers, they said, OK, this story is very interesting for us. We want to produce you. And they were coming back from Cannes, from the Festival of Cannes. I was like, whoa, who I am for being in the office of those brilliant filmmakers. I was very shy. They told me, don't be shy. We will help you because this project seems interesting. Mm-hmm. And it's the first film. And so, and the first time in Sibiu for me as well. That's why I'm a bit, not easy to speak like this. But thank you for being here also. You are the first Romanians of Romania seeing the movie. În Belgia, filmul a avut un ecou, aș zice, bine, nu vreau, bineînțeles, să vorbesc în termeni foarte extremi, ca să zic așa, să folosesc un pleonasm. Însă a avut un anume ecou. La Bruxelles a fost vizionat în mai multe cinematografe, dintre care unul la care am fost eu prezent la Cinema de Beaux-Arts, în cadrul unui film care se numește Balkan Traffic, unui festival de film care se numește Balkan Traffic, pardon. Și au fost, sala era totuși destul de plină, jur de 200-300 de persoane. Același lucru, același succes l-a avut și la Liège. În același timp, la Liège, de unde suntem noi originari, unde locuim, vreau să zic, multă lume, au fost destule întrebări, am avut chiar emisiuni la radio care au fost dedicate filmului, la o emisiune specială, specializată, de fapt, în promoția de filme. Este o emisiune săptămânală, iar subiectul principal al acestei emisiuni, înaintea proiecției vizionării de la Liège, a fost... Deci o întreagă oră s-a vorbit despre filmul pe care l-a realizat Olivier. Și în același timp a fost pe stația de televiziune Arte Belgique. Poate cunoașteți Arte. Arte este un proiect de televizual între Franța și Germania și există și o parte care este difuzată doar în Belgia, acest Arte Belgic, și în cadrul acestei emisiuni a fost prezentat filmul nostru. Deci pot să spun că, în general, filmul documentar, bine, după aceea a fost prezentat de mai multe ori la televiziunea belgiană pe un post pe programul 3 al televiziunii, la televiziunea la care a lucrat și Olivier, la RTBF. Și ca un film documentar, aș spune că, după părerea mea, a avut un ecou destul de, aș zice, impresionant, fără să încerc să totuși să rămân modest. When you write a film, you need, it's like a someone who sculpts. Sculptor. Yeah, you need some good material for this. I had two problems. The first one is that I couldn't hear anything. It's logical. Couldn't hear anything from the criminals. And so the code of the police, the action movies, was broken because I couldn't follow anyone. And the second thing is that the pictures, the archive material from his family, the intimate archives, were very, very poor. So how to build a film when you cannot hear anything from the police station and you cannot get access to a lot of images? How to build, and the main problem was how to build a film which is mostly based in the past. Mm-hmm. So to answer your question, I just said to myself, okay, there is only one open door for me, is the translation. What do I mean by translation? We met a lot, Johan, Marichika, so Maria, his wife, and the children, we met a lot before the film, and I needed to be, how to say, it was like my food.
what they were telling to me. And afterwards, I had images in my mind, and I wanted to make that image translation. Mm-hmm. Like I wanted to develop the film like a bit of poetry, mm-hmm. Because it was so powerful and emotional for me, and I wanted to transcript it with my emotions and not with objectivity. Mm-hmm. I was in Paris 3 days ago, also with the film, for presenting this. And in Brussels, in Paris, it was the same questions and the same reactions. And the echo, because it is your question, is mostly based on the people appreciate that Romanian people and Romanian refugees, especially, are it is developed into a positive way, finally. And this is, it's very important for me also to tell it, but I was really happy to hear it in the cinemas. That sometimes Romanian people in the Western countries, sometimes they have the feeling of being inferior. Je sais pas comment on dit. Ouais, ben, sometimes the Romanians, when they come, especially the former refugees, they are ashamed. Yes, they are ashamed to be Romanians. They are. Yeah, they are, and it was very important for me to try to go into a very positive ending, because it is the reality, and it's not only a singular case. There are a lot of many different people like Ion and Maria, and not especially also from Romania. You know, in the Western countries, we have a very big political problems with the refugees and the immigration, and it's always badly presented in the movies, dramatically, and here I wanted totally the opposite. Permit să adaug și eu ceva, pentru că s-a vorbit tocmai despre asta un pic la începutul filmului. Prima parte a călătoriei noastre, atunci am simțit noi, de fapt, un fel de sentiment din ăsta de a trebui să ne rușinăm că am fi români. Sincer să vă spun acum, sunt de 22 de ani în Belgia și cred că de mult timp eu nu mai am nicio jenă, absolut nicio problemă cu faptul că vin din România, o spun sus și tare, din punctul acesta de vedere, chiar absolut nu pot să spun că aș fi jenat sau m-ar deranja chestia asta, pentru simplu motiv că fiecare suntem născuți undeva, un loc pe care nu l-am ales, iar ceea ce suntem este clar și datorită faptului unde ne-am născut. Eu nu pot fi ceea ce sunt dacă n-aș tremura, poate când ascult un pic de muzică populară românească, dacă nu... Deci chiar dacă spun eu că ziceam adineaul de compatrioții mei actuali, ceea ce sunt profund și de la început sunt pentru că m-am născut aici. Asta nu pot nici să o neg și nici n-are niciun rost. Deci este chiar... Mă compune, mă reprezintă, deci nu văd niciun motiv pentru a considera, pentru a mă simți rușinos din punctul ăsta de vedere, în niciun caz. Bineînțeles, eu mai văd un pic, cum am spus și în film, cu ochiul drept, văd destul de bine și cum poate ați văzut și dumneavoastră în film, pentru că apropiindu-mă de ecran, mai descifrez, mai reușesc să-mi dau seama de imagini. Deci, în mare, l-am văzut. Bineînțeles, soția mea, care nu vede deloc, ea nu l-a văzut, însă i s-a explicat foarte multe lucruri, bineînțeles, faptul de a i s-a explicat, de a se face o descriere, nu e același lucru, nu e echivalent cu a-l vedea, dar în orice caz, asta este, ea așa trăiește, asta este viața ei, ca să zic așa, practic totul îi se descrie așa cum i s-a descris, așa cum i s-a descris filmul ăsta, așa îi se descriu alte filme pe care le vede sau piesele de teatru pe care le ascultăm sau cărțile pe care le citim. Deci mare diferență nu e. Bineînțeles că i s-au explicat imaginile în care a fost filmată. Pot să zic mulțumesc pentru Olivier și pentru colegii lui care au filmat, pentru că întotdeauna ne explicau ceea ce fac, deci Maricica, soția mea, în momentul în care trebuia să execute niște anumite sarcini, anumite lucruri care au fost văzute în film, ea știa foarte bine că atunci este filmată, totul a fost făcut pe față, ca să zic așa, deci în niciun caz persoana nu a, cu asentimentul ei, ca să zic așa, deci practic am fost la curent tot timpul cu tot ceea ce se întâmplă. Iar faptul de a nu vedea, pe, e același ca și când cum nu vedem
toate lucrurile care ne înconjoară. Așa este, asta e situația. What did you know about Romania before meeting Mr. Ion Beleaua and before even considering a project about a Romanian immigrant in Belgium? So my first contact with Romania, I was a kid, it was my cheap stamp collection, because Romania had very beautiful stamps. So the name Romania I remember very well, with beautiful colored flowers. I was 6-7 years old. And my second contact, it was terrible. It was the revolution. I was almost 12 years old, and I was partly educated with my grandfather, and as an old man, he was always in front of the television. And so I was next to him, and few Romanians know that, but in Belgium or in France, we followed 24 hours a day that revolution, because a lot of journalists, they were here for shooting it. Of course, they didn't have the right information most of the time, of course, but it was like quite a mystery, especially for me. But even if I was an adult on that time, it would be a mystery. Mm-hmm. But I remember very well that it wasn't clear. Everything was, wow, like it was during, I remember very well, it was during, a bit before Christmas and afterwards, and we were talking about that, my grandfather and I, and I was always asking him questions, and why this, and why this, and why this, and he couldn't reply. And afterwards, I didn't forget it, but it was in my mind, but I didn't go for more. Mm-hmm. And afterwards, when I was in the smaller kitchen or cafeteria in Liège, meeting Ion, when he told me he was from Romania, telling me his story, it came back very suddenly. It came back, and that mystery, not especially the revolution, but not especially the images, but more a feeling of mystery, a feeling of, wow. And when he told me about the Mineriada, I never heard about that. And there are so many people in Belgium, they never heard about what happened. And when I was writing the scenario, it made me thinking about also the Arabic revolutions, because it was quite the same. When the revolution has come, all the people, they are sure that they have their own truth on how to going for more. But maybe your neighbor or your brother is not of the same way of mind, but you are sure you have the truth. For me, it was really, really special for being here, because the Romanians in the film, but also the people from Romania where I shot, they gave me a lot of their time, a lot of understanding of what I was going to do in the project, and for me, it's a very big gift being here. And also to see the reactions of the people, of the audience. It's very particular for me, because in the film we travel into the Romanian history, especially the history of the late 80s and the beginning of the 90s. And it's just a portrait of a man, but what I appreciate is that the people felt that maybe there is much more than that, and Jan is very, very happy of being here. He's very happy. You know, his village, which is the village you can see in the movie, his village is maybe half an hour far from here. So part of his family is here. Tomorrow his friends will see the film, even the blind ones. It was very painful for him to leave Romania 22 years ago. It was very painful, and now when I saw his smile after the projection, the screening of the film, I can smile in my heart as well. Yeah. How do you like the festival? I'm just arriving, so but I can see that how massive it is. I mean, with how many films from all around the world there are, it's a well, even in Belgium, we don't have such a festival. Because especially documentary, for me, it's especially the people who appreciate documentary, it's more a look, it's a way for helping the curiosity of the people.
because okay, we are getting used to it, to the television and the reports, the TV reports, which are very short. It's only 3 minutes or 5 minutes, sometimes 15 minutes, but everything must be journalistic, not very subjective. And here, when I've seen the selection of the film, the festival, the point of view counts a lot. În primul rând, la început, am auzit că va fi prezentat la festivalul de Astra, pe care îl cunoșteam, pentru că încă totuși citesc multe reviste românești și mai ascult la radio, Radio România Actualități, și la televizor, mă uit din când în când. Deci cunoșteam existența filmului Astra, film festival de la Sibiu. Când am auzit că a fost selecționat, Olivier mi-a povestit că a fost contactat și că deci filmul a fost reținut. Bineînțeles, m-am bucurat foarte mult, dar nu mi-imaginam că voi putea veni și eu să fiu prezent în seara asta când va fi, sau în seara când vor fi proiecțiile. După aceea, uitându-mă un pic la numărul de zile de concediu pe care l-am avut la poliție, m-am gândit, am zis, totuși se poate 3 zile să vin în România. Și deci atunci am făcut tot tocmai special gândindu-mă că dacă filmul este prezentat, faptul de a veni și de a vorbi poate un pic despre, despre mine și despre situația noastră, poate ajuta în România persoanele handicapate care au probleme vizuale, și pentru faptul că, cunoscând destule, îmi dau seama că nu e ușor. La început, în film, am vorbit și am zis că pe vremea lui Ceaușescu eram oarecum obligat să avem un servici, și așa era, dar pe de altă parte, acum majoritatea persoanelor care sunt handicapate de vedere nu au de lucru pentru că s-au pensionat. Deci, înainte erau poate obligați, acum suntem în libertate și spitalele sau locurile de muncă care erau înainte aproape obligatorii, ca și masări sau kineziterapeuți, spitalele din ce în ce mai mult se dezangajează, spitalele se feresc să mai angajeze, trebuie totuși făcute foarte multe eforturi ca persoanele cu deficiență de vedere să fie angajate, însă pe de altă parte tehnologia face în așa fel încât oamenii, cunoscând computerele și calculatoarele, s-ar putea găsi alte domenii în care nevăzătorii ar putea să lucreze. Și oarecum și în spiritul acestei idei am venit, zicând că exemplul meu poate fi urmat și de alții, nu neapărat la poliție, ci și în alte domenii unde există lucruri de scris, de transcris la calculator. La ora actuală, cu tehnica, cu tehnologia actuală, chiar și persoanele handicapate pot să facă și lucrul ăsta. Și pe de altă parte, am vorbit cu mulți colegi și de la poliție și chiar și din alte domenii. Faptul de a avea în rândul lor persoane cu handicap, în general ajută, în general creează o altă atmosferă, poate o altă dinamică de grup. Deci, după părerea mea, este un câștig pentru ambele părți, dacă s-ar putea să se dezvolte și să se facă în așa fel încât persoanele astea, care reprezintă totuși niște potențiale în mare parte, să nu steie degeaba, să nu fie dați la o parte, să nu fie pensionați cu tot prețul, le dăm niște bani și stau acasă. Nu este o soluție bună. Deci, oarecum și în spiritul ăsta am venit la festival.